deci. Bă, miroase groazie. N-ai mâncă. Miroase oțet. A 12 litri de oțet. Sunt buni sau nu sunt buni? Nu sunt așa răi. Eu am auzit că sunt groaznici. Sunt groaznici și noi când am mâncat, i-am ținut la sub braț și nu am pânit. E de la, de la putoarea voastră, de la sub braț. Ce? Bă, nu-s răi deloc. Da. Nu-s nici bun. Pentru că nu o să devină aroma mea preferată, sunt mâncabil. Astea super acre. Pă bune, frate. Acre. Uite ce arată pe ambalaj. Și e și sour. Știu că se vede. Sunt la fel de acre ca mierea. Știu. Nu-s rele la gust. Nu m-au dat pe spate, de ce să te mint? Eu am zis că e bune. Nu-s rele. Da, știu, deci nu e nimic dulce. Nimic sărat. Acru. Acru. Sunt și obosit. Faci tu pe ăsta, că e cadoul tău. Ce? E cadoul tău. Nu să mă filmezi pe mine. Nu, mă film. De fapt, te filmezi și pe tine, uite. Uite atâta capăi. Uite atâta capăi, vezi? Uite atât. Da. Nu te cred. A, nu te cred. Po bune? Ce? Deci din cutia aia e asta? Ce? Zici că sunt momițele lui momiță? Ca să nu vorbim urât pe așa. Momițele lui Gru? Lui Gru? Ha, o vorbește Gru. Lui Otto. Cum vine asta? Cacao mochi. Ce mici sunt. Pă bune, nu mai e nimic? Gol. E bun? Da, chiar. Dă mânuța un pic. Știi că multă lume a vrut să vadă. Serios? Da. At. Și undeva o să-și facă și buzele mele. Sunt bune? Vrei să zic sincer? Da. Ce dragi bălțați are, de ce e așa de... Să nu prinde gușul. Dacă n-ai avea, nu o-ți prinde. Dar de ce e atât de mică? Faină. De orez. Sunt bune, iubito? Ce e taro? Există un fruct taro. Asta e. Este o legumă rădăcinoasă. Este cea mai răspândită specie cultivată. Stai că nu văd. A mai multor plante din familia Araceae. Nu Araceae, sau ceva din care Aracet. Sunt care sunt folosite ca legume pentru... Puneți bicicletele! Nu înțelegeam ce e cormi. Cormi? Cormi. Frunzele, tulpinele și pețiolii lor. Deci asta e o... Nu știu, o colocazie. E colocazie... Nu te cred. Ce ocazie? E cam ca monstera aia mea de pe balcon. Face niște fructe aparent. Legume. Ia, mai ia unul. Mai iau, iubitele, toate sunt foarte.
Deci că mănânc o lupidă. Am ceva pe nas, zic, am ceva pe nas. Da, chiar ai. Pudră, ce aveam? Nu știu, aveai. Eu cred că pasta de dinți. Pasta de dinți se dă pe dinți, nu pe nas. Ai văzut ce făceam? Da. Foarte bun. E bun, nu? Poftim. Nu merg. Bună dimineața. Mi-este extrem de somn. Deci, aoleu. Mă simt ca acei copii care au mâncat prea multe dulciuri de Moș Nicolae și acum nu mai pot de somn. Am, ce-i drept, am mâncat și eu niște dulciuri, dar nu cât să zic că e o problemă, știți? Și ce-i drept, am băut cam mult Pepsi, am băut 200 de mililitri odată și odată 500 de mililitri. Și eu am băut cam mult, de obicei nu prea beau așa mult Pepsi. Și mai am un Pepsi aici în mașină, dar nu am terminat. Deci, da, mi s-a făcut somn acum, sunt puțin prăfuc, dar e ok. E 7:57, eu m-am trezit de demult și am încercat trezesc de demult. Nu merge cu cafea, nu, eu cu cafea nu, eu cafea o beau de plăcere, nu o beau să mă trezească în niciun caz. Mai mult mă doarme, mă face să stau calmă, să nu mă ia nervii. Și mă către muncă, astăzi la 8 sunt, la 8, doamne, la 9 sunt în apă, apoi o grămadă de ore până la 9 seara și o să intru ceva în apă, dar e ok, îmi face plăcere, îmi place. Eu chiar îmi place munca mea, numai că de multe ori mă gândesc, oare cât o ai rezista până nu devin sirenă. Am ajuns la muncă și e foarte frig și îmi place. Măcar să fie frig dacă tot nu ninge. E niște lapoviță pe ochelarii mei și se aude ceva dacă stați așa. Ce da așa cant. Și mă bucur că ninge. Dar n-am chef să intru în apă. Asta e modul meu de azi. Modul meu de azi așa. Mă uit cu ochii lacrimați. Mai fi dacă aș avea ceva aici să țin telefonul, dar tata nu vrea. Mă echipez să ieși afară din mașină. Deci n-am niciun chef de muncă. Serios, n-am niciun chef de muncă. Mă duc afară. Mamă, zici că sunt moșul ăla. Geanta să-mi ia. Ce ai fi pus în ea? Hai la muncă. La povițește. Efectiv, la povițește. De frumos. Era să-mi arunc cheile în tomberon. Încep bine munca. Wow, căldurică. Bună dimineața. Ce? Da, nu, cred că de-abia a început. E fleșcăială? Mă duc acum să-mi ia ceva de la cantina de mâncare și vreau să văd. Păi după aia nu mai ies din bazin. Până la 9 seara aici stau. Nu sunt în picioarele goale, am papuci. Ninge. Ce drăguț. Să nu cad. Ah, ce tare. Hihi. Ninge. Arată super. Îmi place. O să-mi ia ceva de la cantine și să înțelegeți, eu chiar nu sunt în picioarele goale. Zăpadă. Ce-mi place. Vedeți, nu sunt în picioarele goale, am papuci. Și am luat-o și o fix prin tot nămolul. Nu mai contează. Dar ninge. Mă bucur că ninge. E frumos. Ce fulgi frumoși.
Vai de mine. Și toți copiii la cantină se uită pe geam. Dar tot de fericită vine să merg numai așa pe aici, să vedeți că ninge. Mi-e dor să ninge așa cu fulgi, dar uite cât de frumos se vede, fiți atenți. Deci, uitați-vă acolo, în zare, dacă se poate vedea, pe lângă toate chestiile alea de construcție. Cât de, oh, cât de frumos ninge și m-am făcut eu pe mine. Uitați-vă la mine, cât de frumos ninge. Uitați-vă pe mine, direct, ce să mai... Eu văd. E foarte bine, ninge. Cred că o să se depună. Da. Mulțumesc frumos. Fetele mele sunt afară, nu-i așa? Da, stau. Nu, nu sunt. Nu vă vedeam, nu te vedeam. Vedeam doar luminițe și eram... Ia uite, bă, nu mai e nimeni. Am crezut că te duci să stai în zăpadă. Da. Au, ce frumos filme. Ce drăguț! Mor! E dulce, nu stai așa că mi-e greu. A, nu pot să ajung până acolo, mor. Nu îngheți, ce ai, că e cald. Gata. Acum pot să fac poză. Da, doamnă, da, vă filmez. Oh. Steți în copac acum. Mă ninge pe la picioare. Wow, ce furculeț mare a venit pe mine. Pe degețel. Am dat zăpada de pe mașină. Uitați-vă și voi cât de frumos este. Doamne, mor de drăgălășenia asta. Ador efectiv. Mâine vine să vin mai repede la muncă doar ca să fac o tură prin parc, să dau așa o tură, să mă plimb un pic.
Mi-am dat și eu căciula jos din cap și am ajuns în casă, efectiv. Și aparent mi se ondulează părul. Așadar, trebuie să fac ordine. Vreau să vă arăt ceva, stați. Așa, uite cât ai. Uite cât aglob am pus. Mi-e pare ca bradul. E mai gros ca bradul. Am o grămadă de picături de apă pe ochelari, dar e ok. Mă prefac că sunt mai multe luminițe. Vreau să fac puțin ordine, că mâine vreau efectiv să lenevez, să-mi editez, nu știu, niște chestii, habar n-am. Cam asta îmi doresc eu să fac. Și astăzi, în seara asta, de fapt, vreau să fac puțin ordine. Laura o să întârzi în seara asta, pentru că se uită la meci cu Liviu. Și eu să fac puțin ordine, gen o să dau cu aspiratorul, pentru că mama a mâncat Pringles din ăla cumpărat pentru Laura și Laura i-a dat un mănunchi din ăla așa să mănânce. Bă, și maica mea a mușcat direct din el și am numai Pringles pe jos în cameră. E ok. E ok. Da. Și am observat că am o pânză de păianjen în sus. Nu știu de unde e. Și sunt puțin rozea așa pe față că a fost friguț. Și vreau să mai ud și florile, că este necesar, sau le ud mâine dimineață, cred că mâine dimineață e o idee mai bună. Și și mai fac puțin ordine pe birou, pentru că cei pe birou ăla vine să urlu de nervi, pentru că nu este în ordine. Și trebuie să pun dulciurile într-o pungă, să avem o pungă cu dulciuri, având în vedere că a venit Moș Nicolae și a fost darnic. Da. Așadar, mă apuc de treabă, pun niște muzică, cred că pun muzică la televizor și totuși aprind și laptopul, dar după ce termin de făcut un alta, pentru că vreau să fiu sigură că totul e aranjat, totul e ok, să mai editez un alta, ce mai e de editat și să postez, ca să fie treaba, să le ținem de treabă. La urmă și întreba, că tu chiar postezi zilnic? Și zic, da, chiar postez zilnic. Și era, ok, ok. Și am zis mai demult, chiar eram mult mai harnică pe treaba asta și acum nu știu de ce m-am puturoșit. Bine, m-am puturoșit din cauza muncii și nu-mi convine lucrul ăsta, pentru că eu nu eram așa și o să avem noi ceva de discutat pe tema asta, dar până atunci mai ok. Trebuie să-mi pun și cadouașul, că am primit un brăduț și mă gândesc unde să-l pun, cum să-l pun. Am primit și un renișor, trebuie să pun și globulețele în brăduț, pentru că nimeni nu le-a pus. Nimeni nu le-a pus azi. Înnebunesc cu nervii. Dar o să fie ok. Am și o întrebare. Foarte simplă. Extrem de simplă. Cel moment în care vreau să plec pe undeva, oriunde, nu-mi stă părul bine. Dar acum uitați-vă și voi aici. Serios? Uitați-vă cât de bine plec. Deci, mi-am dat ochelare jos că, na, fac treabă. Și stăteam așa, dădeam cu aspiratorul, că gen. Și dădeam cu aspiratorul, eram nu știu cum, și mă uit la mine. Și mă uit așa la mine, gen. Ce frumoasă sunt. Uiteți-vă și cum stă, cât de frumos stă părul prins. Da. Mergem la cumpărături. Ochelari. Ok. Nu am căzut.